Salutare tuturor și bine am găsit la un episod de Pack Opening pe UTCoinbase.com. E bine, astăzi o să deschidem multe pachete pe acest site. Avem 1 milion de coins și s-au lansat Team of the Seasons, aceste pachete speciale de 50.000 de coins. Și o să cumpărăm noi așa vreo 10 pachetele din astea, pac pac frumos. Înainte ca acest episod să înceapă, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like. Bun, deci avem 10 pachetele, hai să începem cu primul pachet de Team of the Seasons de pe acest an. Și ne-a picat Jonathan Viera, care e de 89, deci cred că am făcut foarte da. Am făcut profit nu foarte mult. Bun, mai deschidem încă un pachet. Ei bine, pe acest pachet este Roger, cred că e Roger, dar e spaniol, nu știu. 87, e destul de ieftin. Da, am pierdut bani la pachetul ăsta. Mai deschidem încă un pachet. Ne pică Bruma, care e de 87. Se putea și mai bine. Oh, bine, 71 la 50.000. E destul de decent. Hai să mai deschidem încă un pachet să vedem ce ne pică. Glushavkov. Văd că ne pică doar Team of the Seasons. Mamă, ce pachet slab. Bun. Hai să facem o pauză, să băgăm la ruletă, pentru că acest site poți băga la ruletă. Băgăm 50.000 pe a picat negru, a picat roșu, a picat negru. Mai băgăm 50.000 pe roșu să vă arăt cum se fac banii pe acest site foarte rapid. Dacă vreți să faceți niște bănuți rapizi, vă băgați aici puțin la ruletă, pac, pac, și ați câștigat banii și ați plecat acasă. O dată am băgat 2200.000 și am făcut 400.000 profit în 30 de secunde. Deci foarte, foarte tare. Deci aveam parcă 200.000 și am făcut mult mai... Oh, nu, am pierdut. Da, am înțeles. Uite, dublăm suma, băgăm 100.000 pe roșu. Facem aici un pic de ruletă, de pachete, de chestii din astea, pe hype, nu știu ce. Hai să vedem, ne facem banii sau sal. Vreau să vedem dacă putem ajunge la profit de 2 milioane, gen profit de 1 milion, să facem 2 milioane. V-ați prins voi de idee. Să vedem ce pică acum. Nu verde, că mă sinu. Nu mai joc. Da, nu. Bun, hai să mai luăm câteva pachete, hai să luăm vreo 3 pachete din astea așa, de Team of the Year, pentru că văd că astea de 50.000 nu prea sunt cu noi astăzi. Deschidem primul pachet de 150.000 Team of the Year și ne pică Higuain de 90, care e scump. Ne-am făcut banii? Aproape am pierdut 3.000 pe acest pachet, ceea ce nu este deloc bine. Mai deschidem încă un pachet de Team of the Year și ne pică Thiago de 90, Team of the Year, care trebuie să fie scump. Și tot suntem pe minus. Deschidem un pachet de Team of the Season acum. Să vedem ce ne pică. Ne pică Danilo Pereira de 89. Hai să vedem. 61 a făcut 10.000 profit. Bun, mai deschidem ultimul pachet de Team of the Year. Ce ne pică? Și Loris. Bun. Bun, francezul portar Loris, care costă foarte... Oh my fucking god! 300.000 easy. Cum se fac banii? Bun. Deschidem încă un pachet și ne pică Jonathan Viera. Oh my god, iar profit. Deci pierzi și după câștigi foarte, foarte mult, ceea ce e super, super bine. Am ieșit pe profit din nou. Mai deschidem încă un Vormer. Să vedem cât costă asta. Cred că e mai ieftin așa, că e de 87. Știi ce zic? 23.000. Dar tot cred că suntem pe plus. Hai să vedem. Bun, încă unul, Torreira, n-am auzit de jucătorul ăsta, 87, și pe ăsta suntem pe minus, din păcate, dar mai avem încă 2 pachete. Hai să sperăm la... Ok, campania, n-am auzit de ăsta, campania, lol, cum se cheme campania? Da, am avut și noi bănuți, da, bun. Și ne pică din nou Jonathan Viera, 89. Da, 65.000, am ieșit un pic pe plus. Practic am pierdut de când am început episodul 65.000. Bun. Îmi vreau bani înapoi, așa că au picat 3 negre, 200.000 pe roșu. Repede, bets are closed. Nu! Nu, și pica roșu. Era roșu. Ba nu! Putem băga acum 200.000 pe roșu să ne facem mai mulți bani. Bun așa. Deci avem 935.000. Dacă luăm potul ăsta o să avem 1.135.000 și am fi pe profit cu foarte, foarte mulți bani. 200.000 pe FIFA e destul de mult. Mă rog, 135.000.
poți face o echipă destul de bună cu 135 de K, știi? Bun, hai să vedem ce pică. Te rog, roșu. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Deci nu cred. Deci nu cred. Picat iar negru. Mai băgăm încă 200.000 pe roșu pentru că banii nu sunt o problemă și, mă rog, am pierdut așa vreo toți banii. Nu e nicio problemă când ne luăm pachete din alea și ne facem toți banii înapoi, nu e nicio problemă. Dar oricum acum pică roșu și o să fim cu toți banii înapoi practic și nu o să mai pariem aici. Dacă nu pică roșu, cred că o să mă sinuci. Cred că am făcut cea mai mare greșeală din viața mea, dar este ok. Luăm 4 pachete, avem... Luăm 3 pachete din astea și ne mai rămân bani de un pachet din celălalt, de 50 de K, ceea ce este destul de nasol. Bună ceva mea, aceste pachete, deschidem primul pachet și ne pic ravet de 87 și iar pierdem bani, nu cred așa ceva. Bun, astea sunt ultimele noastre 3 pachete. Dacă reușim, o să fie foarte bine. Quadrado, e scump! Știu că e scump, Quadrado, are pace 95, trebuie să fie scump. Come on! N-am ieșit pe plus decât cu 20K și noi nu mai avem bani deloc! Oh! Ne pică iar ăsta, Ferreira, mamă, 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 ce pachet slab, ce pachet slab! Gomez, da, slăbuț, nu prea n-am făcut bani înapoi. Ba da, uite, avem 184K, am pierdut 500K, nicio problemă. Bun, hai să zic o chestie foarte tare, de acum puteți achiziționa bani, credite cu bani reali și o să primiți un spinner gen și o să vă pice o reducere sau ceva foarte, foarte tare. Eu vă recomand să intrați pe acest site uticoinbest.com, aveți un link din descriere, vă băgați bani și acum la Team of the Season, o să fie o chestie foarte tare unde o să vă da niște bani în plus, ceea ce mi se pare genial. Și da, cam sfârșit episod, eu am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!